Cristina Cocoș vă prezintă știrile Bucovina TV. Bun găsit! Comandamentul de urgență s-a reunit vineri dimineață pentru a discuta bilanțul intemperiilor din ultimele zile. Inundațiile și furtunile au produs și pierderi de vieți omenești. O persoană a fost luată de viitură și o altă a fost lovită de trăsnet. 6 județe, 4 drumuri județene și 600 de hectare de teren au fost afectate de inundații. Directorul Administrației Naționale de Meteorologie, Ion Sandu, a anunțat că ploile vor continua și sâmbătă în aproape toată țara, dar cantitățile de precipitații nu vor fi foarte mari. În schimb, furtunile vor mai produce efecte încă 10 zile. O nouă atenționare meteo e posibil să fie emisă de luni până miercuri, când va ploa mai mult, dar deocamdată nu se pot preciza zonele ce vor fi afectate. Ce informații deține prefectul Florin Sinescu pentru județul Suceava, aflăm în cele ce urmează. Pe raza județului, în cursul zilei de ieri, mai exact în comuna Satu Mare, a fost semnalat grindină de mici dimensiuni care nu a creat probleme deosebite și totodată în comuna Marginea, pe un sector de drum de 150 de metri liniare, un drum comunal, la confluența a două păraie, a fost inundat și sigur suprafața corasabilă a suferit oarecum, dar este circulabilă, deci în acest moment nu sunt probleme deosebite. În cursul acestei dimineți, Ministerul Afacerilor Interne a organizat o videoconferință în care am fost informați legat de ce înseamnă prognoza pentru următoarele 24 de ore și totodată pentru ce urmează pentru următoarele 10 zile. Și aici vă pot spune că în continuare rămânem sub atenționare meteorologică cod galben până la ora 22 și totodată atenționare cod galben hidrologică până mâine dimineață la ora 10, ceea ce înseamnă că în cursul acestei după-amiezii vom mai avea episoade de precipitații destul de importante și sigur este posibil să avem creșteri pe principalele râuri și păraie din județ. În ceea ce privește situația acestora, vă pot spune că au crescut nivelurile, dar nu sunt alarmante pentru că nici un râu din județul Suceava nu a depășit cota de atenție, suntem în limite absolut normale. Pentru ceea ce urmează de săptămâna viitoare, urmează câteva zile de liniște, după care cei de la Administrația Națională de Meteorologie au prognozat o perioadă în care vor reveni ploile, undeva de începând de luni seară marți, deci undeva 10-11 iunie și sigur aceste episoade, din câte se pare, din ce se vede în acest moment pe radar, vor fi mai însemnate decât ce am avut până acum, de aceea fac un apel prin intermediul dumneavoastră către toate comitetele locale pentru situații de urgență, să monitorizăm și totodată să luăm aceste mici măsuri în sensul de a evacua, să spunem așa, din calea apei, elementele care pot îngreuna scurgerea acestea și aici mă refer la să verificăm foarte bine podurile și podețele, deci toate secțiunile unde, să spunem așa, avem aglomerări de resturi vegetale care îngreunează și chiar obturează câteodată curgerea normală a apei.